auzeau bum 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 bum. S-au auzit vreo 4 bucuri, probabil că s-au rupt pilonul. Pur și simplu s-a rupt podul. Erau doar două mașini atât. Noi, eu în față, el în spate, s-a rupt podul. S-au auzit bum 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 bum. S-au auzit vreo 4 bucuri, probabil că s-au rupt pilonul. Noi eram sus acolo și am venit la vară și am ieșit din portet, din geam. Ei mai ajutat și pe ceilalți, am încercat? Nu, erau doar șoferi, eu și șoferul din alături, nu era nicio mașină. El în ce stare? Ai apucat să-l vezi? E bine? Ok, da, bine, bine. Are problemă la urechi, sângerea la urechi, el este bine. Am trecut de pod, nu mai era nicio mașină după mine. Am ajuns la curbă, la vreo un kilometru, și după aia a început să bubuie, de 4 ori a bubuit. Sau... În această după-amiază, prin apel la 112, pompierii nemțeni au fost înștiințați despre faptul că podul ce face legătura dinspre Luțca spre Sagna și traversează râul Siret s-a prăbușit. Pe el se afla un autocamion și o autoutilitară. În urma evenimentului a rezultat o victimă, un bărbat de 56 de ani, ce era conducătorul autocamionului. A fost scos din interiorul autocamionului de către participanții la trafic și a fost preluat de către echipajele medicale sosite la locul evenimentului. Ulterior, a fost preluat de către echipajul SMUR de terapie intensivă din cadrul detașamentului de pompieri Roman și transportat la centrul de primire urgențe al Spitalului Municipal Roman.